Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Creștem și învățăm împreună. Cum gestionăm teama de eșec? Astăzi este alături de noi, așa cum v-am promis în episodul anterior, este alături de noi Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE. Și vom vorbi despre teama de eșec, dar vom vorbi și despre, eu știu, cauzele care duc la apariția acestor temeri, a acestei stări de anxietate, de frică. Și vom vorbi despre bullying, despre ceea ce înseamnă bullying, pornind de la o carte aflată în această campanie, în campania Creștem și Învățăm Împreună, de pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre fenomenul bullying, 8 strategii pentru a-i pune capăt, de Sinie Whitson, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. În prezent, putem spune acest lucru, mai mult decât oricând, climatul cultural și social pare să încurajeze un soi de, pe lângă competitivitate, cum vorbeam noi data trecută, și un soi de agresivitate, hai să nu spun neapărat cruzime, dar un soi de agresivitate, chiar și în rândul celor mai tineri. Pe lângă, să spunem, tradiționalele tachinări din sala de clasă ori de pe terenul de joacă, pe care adesea le-am văzut și în copilăria noastră, nu doar la copiii noștri, rețelele de socializare atât de răspândite și de influente reprezintă un mediu propice, am putea spune, pentru atac și pentru umilințe. Deși din perspectiva adultului aceste incidente, mă rog, inofensive în aparență, sunt minore și pot fi trecute cu vederea, pentru victime, în speță pentru copii, suferința este reală. Uneori, consecințele actelor de agresiune sunt iremediabile, ducând până la comportamente de autovătămare. Deci, iată, și în cazul în care noi povesteam și, mă rog, și cu alte ocazii, atunci când vorbim despre bullying-ul de acasă, despre acel soi de violență domestică, îi spuneam eu, că avem parte de tot felul de etichetări și critici din partea părinților sau din partea profesorilor la școală, nu mai zic din partea unor colegi de clasă. Mi-aduc aminte și eu în copilărie, probabil că cu siguranță, Cati, și tu ai, dacă nu ai fost implicată, măcar ai auzit, da? În copilăria noastră de tot felul de etichetări primite de la copii. Dacă un băiețel era mai plinuț, ia uite, grasul ăla nu aleargă, nu face sport, nu știu ce. Dacă o fetiță era nu știu cum. Și tot timpul, ori pe considerente, să spunem, fizice, fiziologice, ori pe, eu știu, alt gen de considerente legate de performanța. Exact, de statut. Foarte bine ai punctat, legat de statut. Și asta vedem mai ales în zilele noastre, pentru că hai să spunem că în urmă cu 35, 40, 50 de ani, probabil că toți eram cam pe la același nivel. E, acum diferențele de statut sunt mari și în funcție de ceea ce oferă sau ce pot oferi părinții copiilor. Și mai erau cele legate de performanța școlară. Anumiți copii care erau nu doar foarte inteligenți, dar și cu rezultate foarte bune, îi criticau sau îi etichetau, îi ironizau, veneau cu foarte multă ironie și sarcasm vis-a-vis de colegii care stăteau săraci în fața clasei la tablă și nu știau să rezolve un exercițiu, hai să zicem, la matematică, da? Deci iată că bullying-ul, acest soi de hărțuire, poate să lase niște urme adânci din punct de vedere psihoemoțional în evoluția și dezvoltarea noastră ulterioară. Și vom atinge probabil și punctul acesta de cyberbullying în zilele noastre. Ce facem cu copiii? Cum îi protejăm? Pe vremea noastră nu existau rețele de socializare. Acum există și copiii pot fi expuși din punctul acesta de vedere pe partea de bullying și de cyberbullying. Mulțumesc, Sorin, mi se pare o temă extraordinar de actuală și cred că este important ca fiecare dintre noi să fim atenți la ce se întâmplă dacă suntem părinți în relație cu copiii noștri, în această situație excepțională în care fiecare trăiește ceva, iar toate aceste lucruri care sunt trăite și poate nespuse
neexprimate, tensiuni acumulate pot să se manifeste la nivelul relației cu agresiune, violență față de celălalt și se poate întâmpla în orice fel de relație. Și aici, cum știi că arăt lucrurile despre care vorbesc, tocmai pentru a comunica mai bine, am doi colegi de școală și relația dintre ei, pentru că de obicei nu o vedem și pentru că nu o vedem, nu ne dăm seama că această legătură există, că e un organism viu și contează cum îl hrănesc. Și în ceea ce privește bullying-ul, de cele mai multe ori, ca să și arăt lucrurile așa cum se întâmplă, e vorba despre o poziție de putere a cuiva, fie că este un coleg care are mai multă forță fizică, fie că are un alt statut, cumva, într-o poziție în care poate să manifeste cel mai mare, cel mai tare din diverse motive, față de cel care e mai mic, mai neajutorat și s-ar putea să depună în această relație, să pună în relație tot felul de comportamente, mesaje, fie că e vorba la nivel fizic, intimidare, lovituri, îmbrâncituri, fie că sunt amenințări pe ceea ce înseamnă banii, pe ceea ce înseamnă posesiunile celuilalt, sau amenințări în ceea ce privește imaginea lui, cum arată, ce e, cum face. Și toate aceste lucruri care circulă în relație, la capătul celălalt, când e vorba despre un copil care nu are suficient de multă forță să se poată apăra și care e într-un context fragil, acest lucru poate să-l ducă cu el o viață întreagă și să-i afecteze întregile relații. Pentru că vorbeai despre teamă de eșec, da, eșecul poate să fie legat de ceea ce fac la școală sau ce facem propun, dar eșecul poate să fie și la nivelul relațiilor. Atunci când ajung să spun, mai bine stau în casă, mai bine nu ies, pentru că acum suntem cumva obligați să stăm în casă, cumva cercul s-a strâns foarte mult și e foarte important să fim atenți la ceea ce privim, ceea ce primim. Ori când primim un astfel de mesaj și ceea ce fac, ceea ce transmit și părinților și profesorilor și copiilor direct, este că am nevoie să fac igiena asta relațională în care să nu păstrez aceste mesaje și să le fac o parte din mine. Pentru că ajung să le fac și să le cred. Dacă celălalt îmi zice, ești proastă și îmi zice asta o dată, de două, de trei, o să putea să ajungă să cred asta. Și sunt două mecanisme care se pot întâmpla. Pe de o parte, ce putem face concret într-o astfel de situație? Copilul să învețe să diferențieze acest mesaj de el însuși și să nu-l păstreze la nivel fizic. Să-l scrie, să-l deseneze, să-l arunce, să-l scoată în afara lui și să nu ajungă să facă parte din el, pentru că dacă cei care ne urmăresc se gândesc un pic în povestea lor de viață, oare au fost astfel de mesaje care s-au scris în interiorul nostru? Chiar și acum, la vârsta adultă, lucrez și am șansa să lucrez și să acompaniez oamenii pe diverse tematici. Sunt niște mesaje care au aparent au fost neînsemnate, dar care s-au înscris și care încă acționează și încă ne poluează în interior. Deci să mă eliberez de asta pe de-o parte și să conștientizez ce face că acest copil, elev, ajunge să transmită un astfel de mesaj. Și să mă pot uita la faptul că acest bully, dacă e să-l identifice, și nu vreau să-l identifică niciun fel cu comportamentul pe care îl are, iată, are un astfel de comportament către un coleg, către cineva care este mai mic, poate să fie și între frați, de exemplu, acasă, are la bază altceva și are la bază, de cele mai multe ori, faptul că el însuși s-ar putea să fie într-o relație în care primește astfel de lucruri la el acasă, cu profesorii lui, cu proprii lui părinți, să existe acest mod de acționare în care ajung să spună părinții mesaje care s-ar putea să fragilizeze aici. Și asta se poate întâmpla în ambele părți. Cel care primește mesaje toxice într-un context social s-ar putea și acasă să primească tocmai de aceea să fie fragil deja în momentul în care primește, pentru că a mai primit încă 20 acasă și obișnuit să primească de la propriul lui părinte. Dă mai departe și manifestă comportamente violente, să pot să ascult și să-mi dau seama de unde vin asta. Nu să-l arăt cu degetul și să-i spun ești groaznic, nu? Haide să vedem ce se întâmplă și cum poți face altfel. Pentru că da, au fost dintotdeauna, cred că acum ne dăm seama că există un impact și există o poziționare a societății. Există dintotdeauna cel mai mare care e dat celui mai mic și acest bullying. Cred că e important să știm cum să procedăm și altfel, că se poate și altfel, respectându-ne și pe noi și respectându-l și pe celălalt. Deci,
Și mai ales mă refer la faptul că acum copiii sunt acasă, învață de acasă, majoritatea dintre noi lucrăm de acasă și se pot acumula pentru adulți, nu mă refer la copile, cu siguranță și acolo, dar la adulți se pot acumula tot felul de tensiuni. Iar tensiunile acestea pot să explodeze în toate felurile și sper să nu explodeze în relația cu proprii copii. Sper să nu ajungă să explodeze astfel. Pentru că nu reușesc să mai gestionez lucrurile și pentru că nu mai am un contact cu restul. E foarte important să luăm atitudine și să învățăm igiena relațională, acesta de a nu alege să nu transmit un mesaj care e un mesaj toxic. Să mă ascult și să-mi dau seama despre ce e vorba, ce trăiesc, ce se întâmplă, am o tensiune, cum o pot gestiona, în așa fel încât fiecare dintre cei doi să se poată exprima și încrederea, chefuri de viață, tot ceea ce pot face să rămână intacte pentru ei mai departe și să nu ajungă cineva care a primit așa ceva să spună nu mai vreau să am contact cu nimeni, de exemplu, sau nu mai vreau să mai merg la școală, sau sunt un eșec, sau ajung să viața mea nu contează, mai bine mi-e o viață. Pentru că sunt cazuri extreme în care putem ajunge chiar acolo. Există o legătură între bullying și stima de sine? Directă, directă, pentru că în momentul în care primesc astfel de mesaje, orice fel de mesaj toxic primesc, îmi afectează stima mea, stima de sine, dacă aveam o stimă de sine care pentru copii este una în formare, este oricum sensibilă pentru fiecare om. În momentul în care primesc un mesaj toxic, stima de sine e afectată, mai ales dacă vine de la cineva important, mai ales dacă vine de la un prieten, de la un coleg, de la un profesor, dacă vine de la mama și de la tata, înseamnă că e adevărul. Da, ajung să cred că e adevărul ceea ce spune celălalt. Cred că e important să învățăm pe copiii noștri și să le fim alături în astfel de situații în a-i ajuta să își protejeze stima de sine și să facă mici gesturi de igienă, așa cum ne spălăm pe mâini ca să ne protejăm, tot la fel să ne spălăm de mizeriile pe care le primim în relații de la ceilalți, să nu le luăm personal ca fiind adevăruri absolute, ci sunt ceva ce a spus cineva care are legătură de cele mai multe ori cu el. Ori să lasă vină la mine, din potrivă, ceva ce pentru mine e bun, un mesaj cadou, ceva pozitiv. Pentru că pot să învăț ceva din ceva ce îmi spune cineva, dar hai să văd partea pozitivă și cum mă ajută pe mine asta, păstrându-mi stima de sine față de mine ca ființă, oricum și orice aș fi, aș face. Cum, pentru că pomeneam puțin mai devreme și este un subiect nu doar sensibil, dar este și un subiect actual. Cum ne ferim copiii de cyberbullying, de bullying-ul acesta de pe rețelele de socializare? Mă gândesc că și noi, ca adulți, putem la un moment dat să fim expuși cyberbullying-ului, da? Poate exista un soi de astfel de hărțuire și pe rețelele de socializare. Cu atât mai mult copiii. Pentru că da. mi-aduc aminte cu mai mulți ani în urmă întâlnisem o situație oarecum bizară de fetițe undeva în jurul de vârstei de 9-10 ani care aveau cont pe Facebook, dacă nu mă înșel. Și mă gândesc cum facem ca să ne protejăm copiii în astfel de situații. Cu siguranță este o problemă la care să fim foarte atenți, pentru că dacă relațiile noastre se întâmplă pe internet acum mai mult, în ciuda a ne vedea față în față, problema care se ridică este aceea că dacă în față în față, contactul uman, legătura, societatea ar putea să reîmplă în ceea ce privește internetul, lipsa asta de contact uneori face ca mesajele să fie de 10 ori mai groaznice și să îmi permit să fac și să spun niște orori pe care față în față n-aș îndrăzni. Deci mă apăr de faptul că suntem la distanță și că nu e un contact direct ca să pot să fac orice. Și atunci cred că e foarte important să putem să facem educație, să le transmitem copiilor legate ce se poate întâmpla, cum anume pot fi în siguranță.
Să ne asigurăm, bineînțeles, că știu cum să folosească niște medii care le sunt cu adevărat potrivite, pentru că, da, avem acces la tehnologie, să spunem, e tehnologia, avem acces, comunicăm, în același timp, lucrurile care se pot întâmpla acolo au nevoie să fie puse în comun de un părinte, să copilul să poată să știe că poate să-mi spună, pentru că ce observ că se întâmplă și cu cât copiii înaintează în vârstă, este că dacă relația părinte-copil, da, și schimb aici, să spunem că este părinte-copil, dacă relația nu este una în care copilul își satisface nevoia de a fi ascultat cu adevărat cu ceea ce spune, fără ca ceea ce spune, să spunem că spune asta și părintele începe să judece, a, că nu e bine, fă așa, trece așa, de ce ai făcut asta, dar bineînțeles că e o prostie. Și atunci nu primește ascultarea de care are nevoie, o ascultare care să-l ajute să poată să gestioneze situația respectivă, nu al critica și a spune ce nu e bine și cum ar fi trebuit să facă, atunci încet, încet lucrurile se închid și va ajunge să nu mai spună și va ajunge să nu spună ce se întâmplă și ce trăiește. Să existe aceste momente în care să putem împărtăși orice ar fi, sunt aici și îmi pot spune și sunt capabil să pot ascult. Bineînțeles că s-ar putea în interiorul meu să se trezească frici, tot felul de dorințe, tot felul de lucruri, dar să le las momentan deoparte, pentru că scopul este ca eu să fiu cu adevărat disponibil să pot asculta. Sunt aici să ascult orice ar fi și e important să pot să-mi spui, tocmai pentru a ști dacă te pot sprijini, tocmai pentru a ști dacă pot să fac ceva în legătură cu asta, nu a în a face în locul tău, ci pentru a te ajuta să știi tu mai departe cum să gestionezi o astfel de situație, pentru că, dacă ți-amintești, probabil în copilăria noastră, eu am, cu siguranță, am primit și eu tot felul de lucruri, cum imaginez că au primit majoritatea oamenilor, dar nu știam ce să fac. Era într-o tăcere completă, mă gândeam că așa stau lucrurile, nu exista această invitație la a comunica și în momentul în care nu comunic, la un moment dat lucrurile s-ar putea să explodeze sau să implodeze în interior, să ajung în interior sau nu fie în neregulă. Și atunci o discuție, faptul că petrecem timp împreună relaxat și sunt deschis, ascult ce vine de la copil, va face să putem vorbi. Deci asigur un cadru, informez legat de ceea ce se poate întâmpla, mă asigur și din punct de vedere electronic că are acces la ceva ce este potrivit din punct de vedere al vârstei, pentru că avem această posibilitate și sunt deschis să ascult pentru că și să ofer sprijin atunci când are nevoie, stimulând să poată să fie acolo. Pentru că și în caz de bullying, da, am nevoie să știu și să intervin și să spun că așa ceva nu e în regulă. Și să pot să văd cum fac în așa fel încât să stimulez resursele acestui copil pentru a face față în viitor atunci când eu nu sunt acolo. Foarte interesant. Am vorbit, dragii noștri, astăzi despre fenomenul bullying în raport cu teama noastră de eșec, cu această credință limitativă care ne deteriorează, să spunem, relațiile interumane pe care le avem cu ceilalți, tiparele relaționale și comportamentale, fenomenul bullying, 8 strategii pentru a-i pune capăt, de Signe Whitson, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și care, așa cum vă spuneam la începutul interviului nostru, face parte din campania Creștem și Învățăm Împreună. Cum să gestionăm teama de eșec? A fost alături de noi Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE și pe care, de altfel, o puteți găsi la Centrul Amaneser, pentru că au fost mai multe persoane care m-au întrebat în urma materialelor realizate de noi unde te pot găsi, lucru care mă bucură foarte mult. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și lui Cati Călin. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Creștem și Învățăm Împreună, desfășurată pe site-ul editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!